Băi, tată, băi. Deci nici măcar naiul lui Gheorghe Zanfir n-are atâta durere în el cât există în sectorul 5. Și acest, această durere este un, un primar care totuși are ceva suflet și își citește propria baladă, ca să zic așa. Sunt subiect de caterici, nu profesor de pian, fac de râs sectorul 5 și mă cheamă Marian. Râd târziu la bancuri seci, când sunt zis a doua oară, intru și pe în biblioteci, însă doar când plouă afară. Pluralul almanah îl scriu altfel eu pe Google și mă întreb de ce am șah în cutia mea de table. Ca primar sunt devotat, dar la ce o mătie în stradă, cred că o să fiu votat doar de oameni de zăpadă. Mulți cred că am fost pus cu pile, căci vorbesc numai prostii și mi-au vreo două zile să, să conjug verbul a fi. Când citesc, când mi-e din mână și mă bâlbâi la vorbire, stăpânesc limba română, cum fac și dezăpezire. Băi, tată, băi... Stai că e o doamnă în față la economat care plânge. Nu mai poate, doamnă. Doamnă, nu plângeți, doamnă. Plângeți, plângeți, doamnă. Nu plângeți, doamnă, că o să iasă și data viitoare. Dumneavoastră sigur o să-l votați. Deci plângeți, doamnă, plângeți pe persoană fizică să plângeți. Continuă balada lui Vanghelie. Da, deci... La mine pe sector sunt roiene cât un bloc. Vezi ce e în fața lor doar dacă ai periscop. Multura le provoc greață, de-aia au un parbriz lămâia. Sunt nervoși că-i prindă gheață și merg cu viteza întâia, că așa e pe gheață, dacă n-ai cauciucuri de iadă. Înțeleg să mă doare fix în fund de grija lor. Sunt mândru că am în dotare cel mai pictoresc sector. Mulțumesc că ați fost atenți la frumoasa mea poveste. Vă salut dintre nămeți, eu, primarul care este.